Bună ziua! Filmați părerea mea. Mai tare ca să vă audă și ziariști. Dar noi n-avem pentru ziariști. Dacă vreau să vedeți să faceți... Facem spectacol mediatic? Ce facem? Facem spectacol mediatic. Ce căutați în primărie? Spuneți ca să audă oameni. Domnul de la asociația Haiducilor ne-a invitat în primărie, spune că ce le-a dat. Ce spune alu? Ce căutați? Dar nu sunt... Deci ce ați venit să anchetați aici? Veniți să vorbiți de pe tonul ăsta, ce noi sunteți? Sunteți... Dacă aveți aia în cap, ce căutați aici la mine în primărie? Am venit invitat de domnul să-mi arate o autorizație. Pentru? Pentru ambasada. În primul rând mă prezentați. Eu sunt primarul orașului, era dumneavoastră. Eu sunt Petrișor Crucean. Așa, ce? Director al Inspecției de Stat în Construcție. Perfect. Dumneavoastră? Inspectorul de Stat în Construcție. Dumneavoastră? Bun. Și ce doriți? Domnul președinte al Asociației Haiducilor, sau cum se numește, a spus că are o cerere, i-am cerut cererea pe care o are depus la dumneavoastră, care se spune că sunt autorizate cele două porturi. Ce ați venit să verificați la dumnealui? Dânsul ne-a invitat aici ca să ne dea să fie... Ce căutați v-a invitat la meeting? Sau ce căutați? Cum ați ajuns la el? Cum ați ajuns la voastră? Am mers la o hârtie de jos de la registrator. Am spus, haideți să mergem ca să luăm hârtia. Dar ce căutați dumneavoastră? Ați venit? De ce? Era treceați, vă plimbați pe stradă sau de ce? Nu, trebuie să verificăm legalitatea păsării celor două porturi. Deci porturile din care servești ce ai, cei care fac demonstrație, nu? Asta ați venit să verificați. Da. Așa, și mai departe? Și atât. Păi nu verificați nimic, bă, fraților. Deci la mine în primărie n-aveți ce să căutați. Da? Limpede. Oamenii au ieșit pe stradă de foame. Și voi veniți astăzi să verificați unde beau un ceai, nu vă e rușine? Nu mi este rușine. Nu, nu vă e rușine? Nu mi este deloc rușine. O să săriți voi în fund, cu tot cu Băsescu și cu Udrea. Invați-vă, puneți-vă o cameră. Hai, slugoilor liber! Și cu tot pe de... Slugi! Voi n-ați văzut că au trimis 4 inspectori de la ISC ca să controleze, sau 6, să controleze dacă cele două corturi din care demonstranții beau ceai au autorizație. Asta era problema lor. I-am dat afară niște slugi. O slugă portocalie a atacat ca probabil să anuleze autorizația mea și să ia cu jandarmii la bătaie. Dacă le anulează autorizația, o să ia la bătaie. Dar ne batem, că mă bag și eu. Dacă iese bătaie, mă bag și eu, mă bag cu jandarmii. Și așa am o boală pe ăștia. Și o să vedeți pe la televiziune ce am boală. Pe la ce dotare? Da, pe jandarmi. De ce, domnul primar? Știți câte cartușe, câtă muniție de război le-a cumpărat jandarmilor? 5 milioane de cartușe. Când? Pentru aceste manifestații? Pentru aceste manifestații. Anul trecut. 5 milioane de cartușe. Știți de câți bani și-au cumpărat dube ca să care arestații? De 80 de milioane de euro. Știți cât, ce înseamnă 80 de milioane? Subvenția în 8 orașe de mărimea Constanței, care a fost tăiată de Boc. Aceiași bani. Din 8 orașe tăiată subvenția și cumpărate dube pentru jandarmi.